venit să ne adunăm. Știu că este complicat și greu la ora asta, dar împăratul și împărăția, Evanghelia împărăției, puterea, misiunea, chemarea, tainele și temelia împărăției. Temelia împărăției. Iisus a venit în părțile Cezariei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ieremia, alții prorocul, sau unii din ei că ești prorocul, unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat Iisus, cine ziceți că sunt? Întrebarea este legată de persoana Domnului Iisus Hristos. E foarte important să notați lucrul acesta. Deci Domnul Iisus vine și întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Întoarceți, vă rog, reflectoarele pe El, pe Domnul Iisus. Întrebarea vizează: dar voi, cine ziceți că sunt? E ce-aș răspunde la întrebarea Domnului Iisus. În ultima instanță, de asta termină mântuirea mea. Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Cel care sare la mijloc este Petru. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Simone, fiul lui Iona, ai prins o linie directă cu Dumnezeu și ai primit o revelație din partea Lui. Nu carnea și sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Ce înseamnă lucrul acesta? Și eu îți spun, este interesant, dacă vă duc un pic în iudaism, l-am auzit vorbind pe unul din rabinilor care mi-a deschis mintea să pricep și eu cele 5 lucruri fundamentale care stau la baza fariseismului sau a iudaismului, da? A fariseilor din iudaism. În primul rând, ei cred în două tore. O toră orală și o toră scrisă. În al doilea rând, cred în autoritatea absolută a rabinului. Dacă rabinul spune că mâna stângă e cea dreaptă și mâna dreaptă e cea stângă, așa e. Fie că tu crezi sau nu crezi, trebuie să zici ca el. Autoritatea absolută a rabinilor. În al treilea rând, cred interpretarea midrashica Torei. Cu alte cuvinte, interpretarea midrashica Torei poți te duci în toate direcțiile, tot felul de spiritualizări. Și pentru că iau autoritate absolută din interpretarea Scripturii, toate aceste spiritualizări trebuie să fie adevărate. În al patrulea rând, în tradiția sanctificată, deci dacă un lucru a fost afirmat în istorie și a trecut destul de mult timp, el este sanctificat lucrul respectiv și rămâne ca o normă pentru societate. Și în al cincilea rând, este poruncile rabinilor care se transformă în lucruri obligatorii pentru oameni. Acum, dacă iau primul aspect, cele două tore, observați, este o toră scrisă, o toră orală, așa cum și astăzi vorbim de o tradiție a bisericii și de o scriptură a bisericii. Pe aici, pe undeva, așa are rădăcina și lucrul acesta. Interesant că ceea ce a preocupat tora orală era mai importantă pentru ei decât tora scrisă, din pricina acestor principii. Autoritatea absolută a rabinilor, tradiția sanctificată și poruncile rabinilor care deveneau norme pentru societatea respectivă, din pricina autorității lor absolute. Tora scrisă este tradusă, Tora orală este comentată. Și dacă mă uit la Tora orală, aveți pe de o parte Mișna, sfârșitul secolului II, partea asta este pusă în scris, pentru că a venit dărâmarea Ierusalimului și pe urmă ararea Ierusalimului 135 și transformarea lui într-o cetate păgână. Elia, Capitolina, iudeii s-au împrăștiat, n-au mai fost permis, nu li s-a permis să se reîntoarcă în Ierusalim.
Și de aceea au trebuit să pună în scris această tradiție. Se adunau rabinii, comentau, ei credeau că Ilie, prorocul, este prezent în mijlocul lor și discuțiile lor sunt notate în ceruri. Tora orală, pusă în scris, sub forma de mișnă, este comentată apoi în Gemara. Și astea două sunt comentate mai târziu în cele două Talmuduri, Talmudul palestinian și Talmudul babilonian. Deci astea sunt scrierile evreilor, scumpelor, dar uitați-vă la ce-i Gemara. Mișna este tradiția orală pusă în scris. Tradiția orală cuprinde câteva generații de rabini, nu multe, două sau trei generații de rabini, care în discuțiile lor rabinice au tot discutat despre sabat, despre divorț, despre una, despre alta. Și în Mișna există capitole legate de conduita oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Dar Gemara este o continuare a acestor lucruri și nu știu ce vă comunică imaginea pe care o aveți, dar Gemara este comentariul comentariilor, 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 da? Cu alte cuvinte, în loc să mă întorc înapoi la sursă și să fac din nou drumul de la sursă, eu practic iau ce a zis Rabinul X și spun ceva despre asta. Următorul vine și spune ceva despre ce am spus eu. Și următorul vine despre ce a spus altcineva despre ce am spus eu. Imaginați-vă ce deviație trebuie să incluzi în acest proces ca undeva în timp să ajungi pe un alt continent. Pentru că una dintre întrebările pe care le pui este cum se poate ca cei care au cunoscut Sfintele Scripturi, mai ales la Vechiul Testament, mai bine decât oricine altcineva, să nu recunoască pe Domnul Iisus când a venit. Observați, Pavel au trebuit ani de zile să-și ia experiența de pe drumul Damascului și să se frământe cu Scripturile până când a ajuns convins din Scripturi că Iisus este Hristosul. El nu putea pleca cu experiența lui, ar fi lăsând nas toți. De experiența nu poate fi temelie pentru credința mântuitoare. Trebuie să vii la Scriptură. Ori din pricina acestui mod de a gândi, când am fost în Ierusalim, am luat o carte second hand, pentru că n-am avut bani pentru carte first hand. Sunt foarte mari prețurile în Ierusalim. Unul din bătrânilor a venit într-o seară să ne vorbească și a zis, we outpriced ourselves from the market. Tehnica sau strategia evreilor când mergeau în orice țară din lume este unul care a mai stărit cumpăra un imobil. După care ridicau prețurile în cartierul respectiv încât nimeni nu se putea atinge și ei se ajutau unii pe alții să cumpere cartierul încetişor. Și așa aveți voi aici când ieșiți pe drum toate clădirile astea ale evreilor, da? Dar astea sunt nimic pe lângă altele din alte țări. Și cartea a fost extrem de scumpă. Am dus-o acasă și m-am uitat prin ea. Este interesant cum ai Tora orală și în jurul ei comentarii, toate rândurile astea de comentarii pe care vi le-am spus eu sunt puse în jurul fiecărui text. Dar nu comentez textul în sine, ci comentez comentariile făcute la textul respectiv. Și din pricina asta, când a venit Domnul Iisus Hristos, l-au luat și l-au pus pe o cruce. L-au socotit lunatic și impostor. Te-au scăpat de el. Observați, când mă gândesc la autoritatea apostolilor, nu e ca autoritatea rabinilor. Autoritatea rabinilor era absolută. Când rabinul zicea ceva, indiferent ce zicea, așa era. Nici nu puteai îndrăzni să-l verifici sau să-l contrazici pe rabinul respectiv. Autoritatea apostolilor derivă din lucrarea Domnului Iisus Hristos și Iisus și apostolii devin temelie pentru toată biserica. Biserica se stă pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spune la nimeni că El este Hristosul. Wow! Iosef fost în locul Domnului Iisus, zice, bravo Petre! Iertați-mă că v-am trezit. Duceți-vă și spuneți ce ai descoperit, că de la Tatăl ai primit în mod direct. Domnul Iisus se spune să nu spuneți nimeni acest lucru. Nu se pare ciudat? Când El a venit și când mântuirea noastră atârnă de acest lucru, să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu. Și în sfârșit, unul din cei 12 are o revelație. Și Domnul Iisus zice, trage fermoarul. Oare de ce?
Dragii mei, dacă eu nu vin la sursă, nu mă întâlnesc personal cu Iisus și am o chestie de asta ca și ghemara, în care duc mai departe, pe măsură ce te îndepărtezi de sursă, lucrurile se diluează din ce în ce mai mult, nici nu mai știi în ce crezi. De aceea, până și Domnul Iisus în pilda cu bogatul și cu Lazar zice, au pe Moise și prorocii. De aceea, pe drum spre Emaus, a luat pe Moise, pe prorocii, toate scripturile și le-a tâlcuit în el ce este cu privire la el. De aceea, întotdeauna, credința sănătoasă se reancorează în scripturi. Dar să nu cumva să crezi că tu ești suficient să înțelegi tot ce spune Scriptura, de-aia e nevoie de biserică, de-aia e nevoie de un grup în care Duhul să se poată arăta prin unul spre folosul celuilalt. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Întreaga autoritate pontificală este zidită pe textul acesta. Papa de la Roma este, dacă vreți, continuatorul acestei linii pe care Domnul Iisus însuși o inițiază și de aceea el are autoritate care mi se pare mai degrabă împrumutată de la rabinii evrei decât de la... Da? Autoritate absolută. El vorbește ex cathedra. Și ce spune el devine lege. O bulă papală din 1302. O bulă papală. Erau rostirile papei de la Roma cu privire la o problemă sau alta. Noi declarăm, spunem, definim și pronunțăm. Well, asta dă autoritate. Noi declarăm, spunem, definim și pronunțăm că este absolut necesar pentru mântuirea tuturor fiilor ființelor umane să fie supuse papei de la Roma. Bulă papală. Aveți și numele lui, aveți și anul în care a fost trimisă bula asta papală în tot imperiul respectiv. Acum, este foarte important să vezi ce au spus părinții bisericii despre textul acesta. De pildă, cineva a luat 90 din părinții bisericii primare. Și a făcut o statistică. 17 din ei spune piatra aceasta pe care Dumnezeu zidește biserica este Petru. 8 au zis nu, ăștia sunt apostolii, plecând de la scrisoarea lui Pavel, pe temelia apostolilor și prorocilor. 44 dintre ei spun că Hristos zidește biserica nu pe Petru, ci pe mărturia lui Petru. 6 spun că este Iisus Hristos și alții 5 că este vorba, poftim? 16, da. Este vorba de, 5 spun că este vorba despre credincioșii ca pietre vii din care se zidește împărăția lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu. Sfântul Augustin, unul dintre ei, spune piatra este fie Hristos, fie mărturia lui Petru care arată spre Hristos. Acum, piatra pe care se zidește biserica este Hristos, ne spune Scriptura, nu trebuie să fabulăm noi în jurul acestei probleme. Devenim parte acestei biserici mărturisindu-L pe El, făcând ce a făcut Petru. Devenim parte a împărăției. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Și când ai viața în numele Lui, ești parte din împărăția Lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Observați, întrebarea este despre Domnul Iisus, nu despre Petru. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Întregul text așează reflectoarele pe persoana Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Pavel, scrie în Corintenilor, în prima lui epistolă. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare se ia seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie.
Dragii mei, cel puțin în vremea aceea au trebuit să înțeleagă textul acesta mai bine decât o înțelegem noi. Și Pavel, care comentează lucrurile, el zice, există o singură temelie, nimeni nu poate pune o altă temelie. Eu cam ești zidar înțelept, am pus temelia. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Da. Temelia împărăției. Ca să intri în această împărăție, trebuie să faci mărturia pe care a făcut-o Petru. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu sau îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Adică au coborât legile și poruncile lui Dumnezeu prin comentariile lor la nivelul în care se le poate împlini. Numai un nebun ar fi putut zice vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu, așa cum trebuie să înțelese în ce privește legea, neprihănit. M-aș opri pentru o paranteză. Nicu Atnagea a pus o întrebare legată de stricarea sau nestricarea poruncilor. Dacă cineva strică una din cele mai mici porunci, este cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Dacă le ține, va fi mare în împărăția lui Dumnezeu. Și a zis Pavel a stricat, Iisus a stricat. Zic voi să vă spun ce cred eu despre textul acesta. Domnul Iisus Hristos, puțin mai încolo, imediat din versetul care urmează, mai în 20 el trage o concluzie. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă veți răsfoi cartea Matei, am încercat să desenez versetul acesta, ilustrând omul ca pe o ceapă. Are foarte multe straturi. Stratul cel mai de suprafață sunt faptele mele. Dacă cobor un pic mai adânc, sunt gândurile mele. Apoi am vorbele mele, gândurile mele, atitudinile mele, motivația mea. Când Domnul Iisus, zice, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, să nu curvești. Cum au stricat ei poruncile lui Dumnezeu? Au luat decalogul și l-au desfăcut în bucățele. Și au zis să nu ucizi, să nu curvești, să nu mărturisești strâmb. Ori, dacă decalogul este caracterul lui Dumnezeu într-un fel, atunci trebuie să iei decalogul ca între care e ultima poruncă? Să nu poftești. Observați, nu poți curvi fără să poftești. Dar dacă eu zic, n-am curvit, Domnul Iisus vine și spune, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a prea curvit cu ea în inima lui. Ești un curvar, ești un ucigaș, dacă te mânii pe fratele tău. Observați ce face Domnul Iisus. Ia interpretarea de la nivelul faptelor și o duce la nivelul vorbelor, oricine zice despre fratele său, sau oricine gândește despre fratele său, sau oricine poftește în inima lui. Strici poruncile lui Dumnezeu când ai impresia că îl mulțumești pe Dumnezeu cu ritualul exterioare. Dar nu uitați, totul este gol și descoperit. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Judecata începe dinăuntru spre afară, așa cum începe mântuirea. Mântuirea te apucă dinăuntru spre afară, te naște din nou. Trebuie să schimbe radical ființa ta lăuntrică și pe urmă ajunge în afară cu schimbarea conduitei. Caracterul determină conduita. Asta este mesajul predicii de pe munte. Caracterul determină conduita. Dacă eu pe dinăuntru sunt putred, oricât aș încerca să țin masca pe față, la un moment dat se vor vedea ridurile, vor începe să curgă spoiala și masca se va deplasa și oamenii vor vedea cine sunt. Dar este foarte important să stai într-un loc în care poți fi cunoscut. Dar e important să ai un grup în care să vii și azi și mâine și poimine, oamenii să te cunoască, să te vadă și când ești amărât, și când ești obosit, și când ești bucuros, pentru că în felul ăsta iese la lumină adevărata ta ființă. Și dacă nu ești dispus să o arăți, nu poți căpăta nici vindecare. Deci, strici poruncile lui Dumnezeu atunci când te mulțumești cu suprafața și n-ai rezolvat și lăuntru. Și asta spune Domnul Iisus. Dacă neprihănirea voastră nu pătrunde o leacă mai adânc decât la farisei, cu niciun chip nu veți moșteni împărăția cerurilor.
Căci Hristos este sfârșitul legii. De Pavel vine și spune, și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. Cu alte cuvinte, și-au creat un sistem care putea fi realizat, putea fi împlinit, cu care se puteau lăuda. De aceea Pavel își permite să spună, în ce privește legea neprihănit, dar pentru el și-a strâng gunoi ca să-l câștige pe Hristos când a înțeles realitatea. Iar versetul 4 continuă. Hristos este sfârșitul legii pentru ca cei ce cred în El să poată căpăta neprihănirea sau îndreptățirea. Versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu este dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dacă crezi în inima ta, credința e un dat? Este un dar pe care îl primești sau ești responsabil pentru a avea? Întrebarea noastră. Păi dacă aș citi doar versetul 17, Pavel îmi spune, și nu știu de ce l-aș contrazice, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar acum știu că dacă ți este dat să cunoști tainele împărăției, nu te mulțumești doar ca timpanele să-ți reverbereze la ce auzi, ci mintea trebuie să intre, să cugeți asupra cuvântului respectiv zi și noapte și pe urmă căutând să faci tot ce este scris în ea. Toate acestea sunt partea ta. Cineva mă întreba, după cum am explicat deselănirea ogorului ca și cum albonii, zice, ca și cum toate mi-ar reveni mie. Dragii mei, eu cred în total depravity, da? În calvinism este prima teză, în căderea totală a omului. Și de aceea cred că Dumnezeu a dat Duhului Sfânt un mandat pentru toată lumea. Fără intervenția Duhului Sfânt, nu se întoarce nimeni la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu poți scoate divinul din această lucrare. Dar eu cred că Dumnezeu, dacă până și în biserica lui stă la ușă și bate, nici în viața ta nu va da buzna, nu va intra cu cismele. Și atunci trebuie să vezi care e partea lui și care e partea ta. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Asta e partea lui. Noi nu putem adăuga nicio unghie la partea lui. Dați-vă și voi toate silințele. Dacă vreți să aveți intrare din belșug în împărăția Domnului Iisus Hristos, ne spune Petru. Altfel, ați uitat că ați fost curățiți de vechile păcate. Întoarceți înapoi în tiparele vechi. Oricine va chema numele Domnului, cum chem numele Domnului? Versetul 9. Mărturisind cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezând în inima ta, observați, a mărturia gurii, dar am o realitate lăuntrică, care trebuie să cupleze cu prima. Pentru că realitatea lăuntrică nu e acolo, vorbe goale. Și dacă mărturia gurii este scoaterea în afară unor realități din lăuntru, atunci gura va trage după ea tot trupul, toată viața, tot modul meu de a gândi și de a trăi. Dacă ajungi la convingerea lui Petru și ai curajul să faci publică mărturia ta, vei fi mântuit. De ce anume trebuie să ai curajul să faci publică mărturia ta? Pentru că oricine se va rușina de el înaintea oamenilor, se va rușina și Domnul Iisus înaintea Tatălui, care este în ceruri. Al urma pe Hristos, nu poți să faci pe ascuns, ca Iosif din Arimatea, nu? Ci trebuie să ieși la lumină, mai devreme să mai târziu, să vii înaintea lui Pilat, să ceri trupul Domnului Iisus. Trebuie să vii cu mirul pe care l-ai pregătit și deși ai venit noaptea la el, acum trebuie să vii pe zi înaintea lui. Care sunt implicațiile unei astfel de mărturii? În primul rând, uitați-vă la ce spune Domnul Iisus în Luca 6:49. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Observați, mărturia este acolo. Mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn. Întrebarea este ce zice viața despre Domnul Iisus. Întreabă-ți nevasta, întreabă-ți copiii, întreabă-ți colegii. Dragii mei, știu exact ce ai de făcut și știu și când nu le faci. Știu precis.
Și atunci observați cum împărăția din lăuntru trebuie să iasă în afară. Acum, după ce Petru face această extraordinară mărturie, spune textul că de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru, când a zis, arm să fiu omorât, s-a blocat. Pentru că în mintea lui era un anumit tipar. Cine-i Hristosul pe care l-așteaptă tot Israelul? Ce va face el pentru noi? Nu uitați, până și după înviere, zice, Doamne, în vremea asta e de gând să așez? Sau, dacă mă întorc în capitolul 20, la mama fiilor lui Zebedei, Doamne, uite-te la băieții mei ce bine s-a făcut, unul la stânga, altul la dreapta. Ei aveau în minte un anumit tipar și așteptau ca lucrul acela să se întâmple. Încă nu pricepuseră. De ce îi spune Domnul Iisus lui Petru? Să nu spune la nimeni lucrul acesta. Cuvintele erau acolo. Erau necoapte încă, neașezate, neînțelese pe deplin. Ce-ar fi spus altora? Ar fi împrăștia, dragii mei, o falsă nădejde. A venit Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, acum vom scăpa de Roman și de toate celelalte. El nici n-a auzit a treia zi să învieze. Petru l-a luat deoparte, a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Care dintre voi îmi explicați ce în roșu? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Am amintit ieri ceva despre asta. În Eden, disputa a fost cine are dreptul să hotărască ce bine și ce rău. Dumnezeu a zis, prerogativul îmi rămâne mie. Satan a zis, nu, vă puteți lua voi. Când Dumnezeu vorbește după ce femeia a luat a dat și bărbatului ei, deci omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Adică omul și-a luat această prerogativă în mâini. El hotărăște ce bine și ce rău. Observați, Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, după care îi spune, dar știi ce, Doamne, tu nu cred că știi ce bine și ce rău, lasă-mă să spun eu ce bine și ce rău. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să întâmplă așa ceva. Pui ce dur este Iisus, înapoi a mea, Satanul. Când vii pe urmele lui Hristos, dacă nu te-ai lepădat de tine, dacă dai dat înapoi în mâna lui Dumnezeu dreptul acesta de a hotărâ ce bine și rău, și de multe ori nu înțelegi cum lucrează El, cum n-a înțeles Iov, până la sfârșitul cărții, cum nu înțeleg eu, cum n-a înțeles fiul meu, cum n-a înțeles nora mea, cum probabil nu înțelege Lidia. În zilele astea, dacă vine cineva, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului ar să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici nu vor vedea moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Ce grele cuvinte! Dar să mă întorc la versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pavel în 1 Corinteni 11 vine și pune înaintea noastră o realitate a universului lui Dumnezeu. El vine și spune, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii.
Când de pildă în Efeseni, Pavel spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, este o virgulă și un conectiv, căci bărbatul este capul nevestei. Deci este bărbatul capul nevestei. Nu este o conveniență socială, este o hotărâre a lui Dumnezeu. Tu poți să o accepți sau te poți răzvrăti împotriva acestui lucru. Dar ăsta este argumentul lui Pavel, este capul nevestei. Dar capul bărbatului este Hristos. Cu alte cuvinte, bărbatul nu vine să debiteze tot ce îi trece prin cap în fața nevestei lui, el vine să raporteze ceea ce a spus Hristos. El este sub autoritate să dea Domnul. Dar observați, și Hristos a intrat sub autoritatea și în planurile Tatălui. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și Hristos a făcut din voia Tatălui mâncarea Lui de fiecare zi și bărbatul trebuie să facă din voia Lui Hristos mâncarea Lui de fiecare zi și nevasta trebuie să fie ajutor potrivit în împlinirea planurilor Lui Dumnezeu aduse în existență prin Hristos. Asta e rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o. Oare de ce în 1 Timotei, capitolul 2, Pavel scrie: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Mâinile curate au de face cu relația noastră cu deșertăciunea acestei lumi. Acolo ne pângărim mâinile pentru un pumn de arginț. Mâinile au de face cu nu putem să ne facem planurile. Oamenii ne stau în drum. Ne-au zădărnicit într-un fel proiectele. Dar îndoielile au de face cu Hristos însuși. Da? Atunci când trăiesc în lumea aceasta tumultoasă și sunt un antreprenor care am tot felul de idei, dragii mei, am o autoritate deasupra mea. Dacă nu cred în Hristos, o zic ca Petru, păi ce știe el cum se trăiește în Arad în 2014? Nu se pot face afaceri decât așa, nu și așa. În clipa aceea am luat din mâna lui dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău. Am încetat să caut mai întâi împărăția lui, caut împărăția mea mai întâi. Dragii mei, întrebarea este cine e șeful? Cine este șeful? În Luca 6:47, versetul imediat următor, după ce Domnul i s-a zis: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Versetul următor spune: vă voi arăta cu cine seamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face, sau și nu le face. Și este cele două case. Una stă pe nisipa, deci de pe stâncă. Una stă în care și voielor și a vânturilor, cealaltă se prăbușește și mare prăbușirea ei. Versetul 23 din pilda semănătorului: sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Dragii mei, aduce roadă înseamnă a trăi în baza lucrurilor înțelese. Leandro a venit la mine, s-a ascuns acolo să nu-l văd, dar s-a dat de gol în pauză, că atunci știam că e aici. Și mi-a zis, legat de întrebarea sorei cu 160 și 30, de aia e foarte important să fi stat aici, că l-aș fi întrebat pe el direct. El zice, dacă pui bobul în pământ mai târziu decât trebuie, Dumnezeu, în codul genetic al bobului, a hotărât termenul de ajunge la roadă. Dacă vorbesc prost, oprește-mă, nevole. Și pui porumbul în pământ, dar pentru că nu a avut timpul pe care Dumnezeu l-a planificat, va face un șturete mai mic. Și am zis, tămăcește în sens spiritual lucrul ăsta. Păi a zis, e simplu. Dacă vii la Hristos în ultimul ceas al vieții tale, cât timp de rodire mai ai? Dar mi-aduc aminte că și unii și alții au primit tot un leu. Dar probabil că leul acela are de face cu mântuirea. În schimb, răsplata este diferită. Răsplata este diferită în Biblie. Vă las să povestiți cu el mai departe. Dar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege și el spune, cât de devreme în viață, cu atât mai bine. Adu-ți aminte de făcătorul tău. Nu în zile bătrâneții când nu mai macină, nu mai obloane de scârție, roata scârție, vasul este crăpat. Ce aduce aminte în tinerețea ta de Domnul Dumnezeul tău. Nu uitați, sămânța are putere să transforme inima omului într-un chipul și asemănarea semănătorului, pentru că sămânța este însuși cuvântul. Pământul bun aude, înțelege și
aduce roade trăind cuvântul. Dar totul începe în momentul în care ca Petru fac publică descoperirea pe care Duhul, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, îndată, spune Pavel, trebuie să existe acea realizare lăuntrică în adâncul tău că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu, acea întâlnire personală. Răsfăind Biblia, trebuie să zici doar, l-am văzut pe Domnul. Așa încep toate lucrurile. Asta înseamnă să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn. Dacă ajungi la convingerea lui Petru și dacă ai curajul să faci publică mărturia ta, vei fi mântuit. Cum m-ar putea, sau ce m-ar putea împiedica să fac această mărturie? Dați-mi voie să mă întorc în capitolul 14 din 16, pentru că am luat 13, dar am mai mers în 14, și să pun înaintea voastră câteva tablouri din ea. În capitolul 14, primele 12 versete, este vestea morții lui Ioan Botezătorul. Au venit să-i spui, s-au tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Acum, imaginați-i pe ucenici auzind vestea aceasta. După ce Domnul Iisus a avut acea mărturie incredibilă despre Ioan, în capitolul 11, țineți minte, ce ați ieșit să vedeți în pustie? Zice, cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Când a auzit vestea morții lui Ioan Botezătorul și mai ales cum a murit, o dansatoare a adus înaintea mamei lui capul lui Ioan Botezătorul. Wow! Uită-te cum sfârșește cel mai mare dintre cei născuți în femeie, din femeie. Mai dorești împărăția lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu? Oare ce fel de împărăția lui Dumnezeu propovăduiește el dacă a avut un astfel de sfârșit? Ce e aia împărăția lui Dumnezeu? Nu uitați, venind din 13, suntem în 14. Unde a fost miraculoasa putere a împărăției? Noi am asistat la ea, ba mai mult. Noi am exersat-o când ne-a trimis Hristos. Unde a fost puterea aceasta în momentul în care securia călăului a căzut pe grumazul lui Ioan Botezătorul? N-a putut Dumnezeu să oprească lucrul acesta? Scriptura spune, vrăbile cad la pământ. Dumnezeu știe de ele, deci n-a oprit să cadă vrăbile la pământ. Filet de păr cad din capul nostru. Dumnezeu știe de ele. De ce nu le oprește? Să-și putea continua cu întrebările. Să vin apoi la ucenici. Da, dar cel mai mare dintre cei născuți din femeie, dacă el, cel mai mare, a pățit așa, care o să fie soarta noastră? Noi suntem simpli pescari. Simpli pescari. Deci în primele 12 versete am vestea morții lui Ioan Botezătorul. Apoi, în următorul tablou am înmulțirea pâinilor. În celălalt tablou am umblarea pe mare. Ucenicii au fost prezenți și în primul tablou, și în al doilea tablou, și în al treilea tablou. Și dintr-o dată s-a prins lumina pentru ei. Pentru că în momentul în care l-au văzut pe Hristos hrănind prin ei, deci a fost prezența acolo, mii de oameni, și când l-au văzut umblând pe mare, noaptea aceea în care s-au speriat că în strigoi, ei și-au zis imediat, da, dar între noi este unul mai mare decât Moise. Mai mare decât Moise. Ascultați la mărturia lui Petru. Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus le spusese în capitolul 11, cel mai mic din împărăția celor este mai mare decât Ioan Botezătorul. Și și-au tras răsuflarea și au zis, slăvit să fie Domnul, că noi suntem în împărăția cerurilor. Noi nu suntem în afară ei ca și Ioan Botezătorul, deci sfârșitul nostru s-ar putea să fie ceva mai bun decât al lui. Ne aflăm în secțiunea în care Domnul Iisus însuși începe să vorbească deschis despre propria lui moarte. Și asta creează problema. Și na morții lui Ioan nu face altceva decât să inaugureze într-un fel toată această secțiune în care te afli din Matei. Ioan Botezătorul fusese solul trimis de Dumnezeu pentru a pregăti calea Hristosului său, atât în viață, cât și în moarte. Cu alte cuvinte, experiența lui Ioan urma să fie repetată și amplificată
în experiența Domnului Iisus Hristos. În Matei, capitolul 16, 21-28, Iisus vorbește despre moartea sa. Și acum uitați-vă la ucenici, prinși ca într-un clește, moartea lui Ioan, moartea lui Iisus. Și cu o întrebare în fața lor, mai vreți să veniți după mine? Moartea lui Ioan, moartea lui Iisus, mai vreți să veniți după mine? Dacă n-ar fi început să vorbească despre moartea lui, poate că judecățile lor ar fi zis, el este cel mai mic din, noi suntem în împărăția, cel mai mic din împărăție este mai mare decât. Cu alte cuvinte s-ar putea să. Dar în momentul în care Petru aude cuvântul omorât, se blochează. Și le-a pe Iisus deoparte, zice, nu, ferească Dumnezeu să mergi pe calea asta, noi nu putem veni după tine. Și atunci Domnul Iisus spune, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să pornească pe urmele mele. Dar ce e foarte interesant, dacă Domnul Iisus i-ar fi lăsat aici, moartea lui Ioan, moartea lui, mai vreți să veniți după mine, imaginați-vă, am fi zis, la eșafot toată lumea, unde-i bucuria aceea mântuirii în care să vorbești despre misiunea împărăției, despre marei secerișuri, puțin sub lucrători și să te avânți în secerișul lui Dumnezeu, dacă ăsta este deznodământul. De ce nu se oprește Domnul Iisus aici? Pentru că termină așa capitolul. Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici, cu alte cuvinte, vorbește despre unii dintre ei, da? Nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăția sa. Foarte important să nu scămoșezi Biblia, să o citești. Biblia se explică pe sine. Versetul următor. După 6 zile, Iisus a luat pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus deoparte pe un munte. Se zice că ăsta este muntele. Muntele Schimbării la față. Și am fost acolo în vârful lui. Muntele Schimbării la față. I-a dus pe un munte. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina. Albe ca lumina. Și iată că i s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu ei. Bă, nu știu exact ce vedeți pe ecrane, dar oamenii au încercat în fel și chip să zugrăvească experiența respectivă. Dați-i pe ucenii jos, pe Domnul Iisus, hainele străluceau ca lumina, fața lui ca soarele. Și Ilie și Moise stau de vorbă cu el. Despre sfârșitul exodului de la Ierusalim, sfârșitul lui de la Ierusalim. Impactul asupra lui Petru, aceste experiențe. 6 zile mai târziu, după ce Domnul Iisus a zis, înapoi a mea Satanul. 6 zile mai târziu, impactul asupra lui a îmbrădat pentru o viață întreagă. O viață întreagă. Petru a luat cuvântul și a zis, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac 3 colibi. El era pescar, nu știam să fac colibile, dar l-a luat gura pe noi. Am să fac 3 colibi, una pentru tine, alta pentru Moise, alta pentru Ilie. E interesant cum el i-a identificat pe cele personaje. Habar n-am cum, o să-l întreb cât îl văd. Dar versetul 5, pe când vorbeau, el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc, în care găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. S-a împlinit textul acesta? Sunt unii dintre voi, dintre cei ce aud, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul venind în slava sa. Petru s-a speriat când a auzit de moartea lui Hristos și n-a mai auzit și a treia zi va învia. N-a mai auzit lucrul acesta. Dar Domnul Iisus nici măcar la asta nu s-a oprit, ci le-a dat harul să vadă ce se va întâmpla după înviere. Cu alte cuvinte, să vadă strălucirea lui, venirea lui într-o împărăție a lui, să vadă că până și Moise și Ilie sunt în slujba lui.
Interesant, când citiți a doua epistolă, Petru se pregătește de moarte, știe că sfârșitul va fi aproape și el se întoarce la experiența aceea de pe muntele schimbării la față. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, până când Fiul omului va veni în slava sa. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște basme meșteșugite sau meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, când El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Cum a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă? Odată la botezul Lui, prin porumbelul care s-a oprit deasupra Lui și prin glasul care s-a auzit din ceruri, dar în mod special pe muntele schimbării la față, când fața i-a strălucit ca soare, hainele ca lumina și când din nou s-a auzit glasul lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui glasul care zicea, acest Fiul este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele Cel Sfânt. Cât de altfel sună cuvintele Domnului Iisus Hristos din capitolul 10 din Matei, în lumina acestei experiențe. Nu? Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți ca șerpi, fără răutate ca porumbei, păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul său, nici robul mai pe sus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnului. Dacă stăpânul casei a fost numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, pentru că moartea fizică nu este stația terminus a existenței noastre. Care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Observați, Domnul Iisus vorbește despre puterea mielului sau mieilor în mijlocul lupilor. Puterea jertfirii de sine, a renunțării la sine. Ciudată împărăția lui Dumnezeu. 13-14 vorbesc despre pildele, natura, tainele împărăției. Ciudată împărăția lui Dumnezeu. Haideți cu mine după înviere, se face târziu. După patimile lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Hristos a înviat, s-a întâlnit cu ei în seara învierii, s-a întâlnit după aceea de mai multe ori și nu uitați, era cel care trecea prin ușă, apărea, dispărea, era foarte ciudat, a mâncat pește, fagure de miere, ciudate combinații, dar săracii buimaci cum erau, nici nu știu ce să-i dea, copilași, aveți ceva de mâncare. Cel care aștepta cu peștele prins, cu toate că n-a fost la pescuit și prăjit gata și cu pâine prăjită și care telecomanda lui a repetat experiența lui Petru ca să-și vină în fire cu toții acolo pe malul mării. Ce s-a întâmplat în aceste 40 de zile? Dragii mei, nu știu. Dacă eu aș fost acolo, pentru că era o arătare care n-a mai fost văzută niciodată pe pământ, care nu știai de unde s-o pui, cred că dacă aș fi putut, aș fi stat aproape de el și m-aș fi făcut că vreau să-i pun o întrebare mai în șoapte și când aș fost lângă el m-aș fi frecat așa o leacă de el, știi? Cum se fac o pisică de picioarele tale când vine, în nădejdea că învierea lui se iași pe mine. Și eu cred că astea 40 de zile au avut un singur scop, să-i convingă de faptul că n-a avut o nălucire pe muntele schimbării la față, că e o realitate. Că există un dincolo în care trece așa cum au trecut în momentul când au urcat. Dintr-o dată lucrurile s-au schimbat, au intrat într-o altă realitate. Vreau să vă spun, când învierea lui Hristos s-a luat pe ucenici, nici moartea nu i-a mai putut opri. Nimic nu i-a mai putut opri. Toți au plătit cu viața. Far de Ioan, spun unii, da. Toți au plătit cu viața. Vreau să vă spun, vă duc o veste bună. Hristos a înviat. Hristos a înviat și eu voi învia.
și tu vei învia. Moartea nu este stația terminus. De frică, nu uitați, prin frica morții suntem ținuți robi, noi. Îmi pierd slujba, pierd aia, pierd cealaltă. Ultima frică este frica de moarte, îmi pierd viața. Chiar dacă, pentru că El a înviat și eu voi învia, există o altă realitate. De aceea, dragii mei, nu trebuie să ne rușinăm de El, trebuie să-L mărturisim cu gura noastră pe Hristos ca Domn, trebuie să credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți. Și lucrul acesta îl faci în momentul în care ajungi tu personal la convingerea lui Petru. Și dacă ai curajul să faci publică mărturia ta, asta este rolul botezului. Botezul în apă este o glorioasă proclamare, celebrare a iertării, a neprihănirii pe care mi-a dat Dumnezeu. Dar este și o solemnă și o responsabilă angajare pentru a duce mântuirea până la capăt împreună cu frații mei. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă seara își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a sera, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina, ca o să o pună sub un obroc sau sub pat, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Nu știu cum se face, termin tot timpul cu câteva minute mai devreme. Nu știu cât timp mai se întrebări, sâmbătă seara e târziu, așteaptă copii. Pe unii, pe alții patru, pe mine. Dar dacă arde vreo întrebare în inima voastră și vreți să o puneți. Sesiunea următoare ar fi capitolul 18. Sesiunea cealaltă ar fi capitolul 19. Urmează 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28. Da? Și mâine aș putea să merg în 18, să las acolo, sau aș putea să împing manșa până în 28 și să închei cartea. Și probabil că aș încheia într-un mod un pic mai ciudat decât sunteți obișnuiți. Aș putea vorbi despre mandat și despre ce înseamnă botezându-i și învățându-i și despre felul greșit în care noi aplicăm textul acesta de foarte multe ori în practica noastră, dar nu uitați, temelia împărăției lui Dumnezeu este moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus. Și aș relua primul bloc, moartea Domnului Iisus, într-un fel mai ciudat, pe care nu l-auziți nici în crezurile apostolice, nici în crezul de la Constantinopol, nici în crezul de mai târziu, nici în dezbaterile cristologice de la Calcedon. Pentru că există ceva care am pierdut din vedere, cred eu, de-a lungul istoriei. Am rămas prea întors spre noi înșine. Și credem că Hristos tot ce a făcut doar pentru noi, ceea ce nu e adevărat. Hristos a avut mai întâi o lucrare mai importantă decât pentru noi. Și dacă asta n-ar fi făcut-o, noi n-am avea acces în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu ne-am putea întoarce acasă. Dar asta pe mâine. Acum las pe Mircea să încheie. Și cred că ați fost prea cuminți ca să vă mai chinui eu pe aici încă o vreme. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în seara asta și îl onorăm din nou pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Poate unii dintre voi ați făcut-o azi dimineață, fiecare cât a hotărât în inima lui, și Domnul este cel care vede și răsplătește.
La fel îi mulțumim fratelui Beni pentru faptul că ne-a dezvăluit cuvântul. Și nu e așa că e dulce cuvântul. Este ca fagurul de miere și așa cum am învățat și am fost învățați, împlinirea lui și trăirea lui în viața de zi cu zi înseamnă să fii sare și înseamnă să fii lumină, acolo unde Dumnezeu te-a așezat pentru vremea asta. Și fie ca prin viețile noastre El să fie lăudat. Așadar, frate Beni, încă o dată mulțumim și mâine dimineață, cu ajutorul Domnului, vă invităm din nou să participați la serviciul bisericii de la ora 10 și în cadrul serviciului fratele Beni va continua explicarea cuvântului. Și Domnul să fie cu el și să-i dea har din partea lui. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim Domnului și îl rog pe fratele Johnny să ne conducă în această rugăciune de mulțumire. Tatăl nostru, stăm înaintea Ta și în această seară, la finalul acestei zile, cu recunoștință și cu mulțumire pentru tot ceea ce am primit din binecuvântările Tale, Doamne. Mulțumim pentru că ai lucrat în inima noastră la un moment dat, Doamne, și ai sădit acolo sămânța cuvântului. Mulțumim că am ajuns să credem în Fiul Tău, Doamne, ca Mântuitor al nostru. Știm că este Fiul Tău, Doamne, și proclamăm lucrul acesta. Te rugăm ca să lucrezi în viața noastră mai departe, ca această credință să dea roadă în fapte. Binecuvintează-ne pe fiecare, Doamne, cu roadă pentru împărăția Ta. Mulțumim pentru cuvântul pe care l-am auzit și am vrea că acest cuvânt, Doamne, să nu rămână doar la nivelul urechii sau al minții, ci să pătrundă în inimă și să deselenească în continuare ogorul ei, Doamne, pentru ca în fiecare zi a vieții noastre, deci înainte, Tu să fii slăvit și onorat prin faptele și acțiunile noastre. Îți mulțumim pentru toți cei care au participat, rugăm să-i binecuvintezi, Doamne, binecuvintează familiile noastre, le tuturor, Doamne, binecuvintează adunările noastre, Doamne, aș vrea să aduc înaintea Ta rugămintea ca să faci din noi un popor al Tău prin care Tu să-ți arăți slava. Te rugăm să-L binecuvintești pe fratele Beni, Doamne, dă-i sănătate în continuare, dă-i putere de a lucra, îți mulțumim pentru slujirea Lui, Doamne, și credem că la momentul potrivit Tu vei răsplăti toată această osteneală a Lui. Îți mulțumim pentru ziua aceasta și Te rugăm și pentru mâine. Cerem de la Tine, Doamne, har și lucrare prin Duhul Tău cel Sfânt între noi. Fie ca numele Tău să se slăvească de câte ori ne adunăm la oaltă prin tot ceea ce facem și îți mulțumim în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Mulțumesc, o să vă rog să ocupați loc doar pentru un minut și să vă spun celor care poate nu o să fiți cu noi mâine să transmiteți salutările bisericii noastre, bisericilor de unde faceți parte, familiilor voastre și Domnul Cerului să vă binecuvinteze. Și mai am o rugăminte. Știm cu toții prin săptămâna asta prin care am trecut că au fost evenimente surpriză la care nu ne-am așteptat vis-a-vis de ceea ce s-a petrecut la Biserica Maranata. Dumnezeu să-i mângâie și să aibă grijă și milă de ei. Și nu uitați să vă rugați pentru ei. Mergeți și fiți o binecuvântare.